Bună ziua, doamnelor și domnilor, vă urez bun venit. Mă numesc Hanganu Cristina și reprezint Primăria orașului Comănești. Vă urez bun venit tuturor celor prezenți la acest eveniment. De asemenea, aș vrea să urez bun venit invitațiilor noștri speciali, domnului Iulian Bucur, care este o prezență obișnuită aici în Palatul Zica Comănești. De asemenea, ne onorează cu prezența și domnul Aurel Stanciu. Am înțeles. De asemenea, urăm bun venit și domnului profesor Gabriel Fornica Livadă. Mulțumim că sunteți alături de noi. Privind în jur, este evident faptul că prezența noastră a tuturor aici în sala coloanelor de la Palatul Ghica Comănești se datorează unui eveniment deosebit. Aducem în fața dumneavoastră astăzi un artist plastic cu un portofoliu impresionant. Domnule Mihai Nechita Buculeț, ne bucurăm să vă avem alături de noi la Comănești și să ne bucurăm de faptul că ne încântați privirile cu minunatele dumneavoastră tablouri. Pictorul Mihai Nechita Buculeț este născut în județul Iași, pentru cei care nu-l cunosc. A absolvit Facultatea de Arte Plastice de la Iași și istoria artelor la Academia de Artă Nicolae Grigorescu din București. Este profesor de desen la Târgu Ocna. Este profesor de desen și de istoria artelor la Târgu Ocna, unde locuiește alături de partenera de viață, doamna Georgeta Nechita. Domnul Mihai Nechita este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România și de-a lungul timpului a avut expoziții în diferite țări din Europa, Olanda, Germania, Franța, dar și în România. Un portofoliu bogat care are în spate multă muncă, dar mai ales foarte mult talent. Vă mulțumim, domnule Nechita, că sunteți la Comănești, vă urăm bun venit și aș dori să salut prezența în sală a domnului Ionică Câdă, primarul Comunei Măgirești, bun venit, a domnului Ciubotaru, primarul orașului Târgu Ocna, bun venit, și nu în ultimul rând aș vrea să ofer cuvântul domnului Iulian Bucur pentru a vă încânta cu frumoasele lui vorbe. Mulțumesc! Dragi prieteni ai Victorului Mihai Nechita Buculeț, dragi prieteni ai mei, dragi prieteni ai Palatului Ghica Comănești, vă cer să faceți un exercițiu. Și exercițiul pe care vi-l cer este să vă reglați pleoapele în așa fel încât lumina asta de afară, lumina asta de octombrie spre sfârșit, să intre în așa fel în peretina dumneavoastră încât să reușiți să uniți afară și înăuntru. În această zi frumoasă de octombrie, în această seară privilegiată de octombrie, avem această ocazie aproape magică să ne simțim la fel de bine și afară și înăuntru și să simțim cum pictorul știe să medieze, să unească prin nenumărate fire ceea ce este în inimă și ceea ce este afară, ceea ce este în ochi și ceea ce este în mână. Toate se unesc. Asta știu să facă pictorii în mod general și asta știe să facă foarte bine acest prieten al nostru în special. Pictura lui Mihai Nechita Buculeț este un elogiu
adus prieteniei. Nu e nimic în pictura lui care să încerce să să creeze gâlceavă și ceartă. Totul este atât de prietenos. Până și culorile sunt prietene în tablourile lui. Știe să construiască așa vecinătățile, știe să pună un pic de albastru în verde, știe să pună un pic de roșu în galben și în felul ăsta există, așa cum spuneau grecii de mult, acea curgere, există acea vorbă care se numește totul curge. Totul curge și totul se unește. Și există acest sentiment holistic în care ce avem deasupra, adică și cred că dumneavoastră locuitorii ai orașului Comănești ați vizitat acest muzeu și știți, cunoașteți marea colecție de picturi pe care o aveți la etaj. Și există așa un fel de potrivire frumoasă, un fel de rezonanță pe care trebuie să o simțiți în această seară cu ceea ce este la etaj și cu ceea ce este aici la parter, în această sală a coloanelor. Vă invit să simțiți rezonanța nu numai cu etajul și cu parterul, ci și cu expoziția de etnografie care este în acest palat, pentru că Mihai Nechita Burcleț este un arheolog al acestei lumi care nu mai există aproape, acestei lumi țărănești. Și veți vedea detaliile în pictura lui, acele detalii care vă trimit la acel univers perfect, perfect funcțional, la acel univers care nu șchiopăta niciodată, care mergea aproape în fanfar. Ei bine, aceste detalii știe să le culeagă pictorul nostru și să le așeze uneori cu discreție, cu prietenie, în tablourile lui. Pictura lui nu este numai despre lumea asta etnografică. Veți găsi amintiri, prietenii pe care le are pictorul cu mari maestri, pe care uneori, cu care are dialoguri. Are dialoguri cu maestrii picturii olandeze. Are dialoguri cu maestrii picturii spaniole vechi. Există această prietenie și această invitație pe care o face la aceste expoziții, pe care pictorul o face la aceste expoziții, o invitație făcută acestor maestri care vin și cumva spun el este un pic ca noi. Și vă invit să simțiți această prietenie. V-am spus, întâlnirea din această seară este sub semnul prieteniei. Este un tablou pe care scrie un pic ambigu, e din Arcadia Ego. Și asta înseamnă că am fost și eu pe acolo. Am fost și eu în Arcadia. Am fost și eu în această lume fericită. Am fost și eu în această lume fericită și iată, vă aduc vouă. Pictorul nostru, pictorul pe care îl sărbătorim această seară, pentru că o întâlnire de acest fel nu e altceva decât o mare sărbătoare. Pictorul din această seară ne invită să mergem împreună cu el în această lume a fericirii. Pictura poate să facă. Aceste ferestre deschise spre lume nu sunt altceva decât locuri în care putem să intrăm. Încercați să intrați în tablourile lui Mihai Nechita Burculeț. Veți, în afară de aceste vecinătăți prietenoase, veți găsi un drum mereu, un drum pe care trebuie să mergeți. E un drum șerpuit și mereu ascendent. Există un orizont în tablourile lui, un orizont care numai, la care punctul de fugă este extrem de îndepărtat. Știți, pictorii construiesc contexte perspectivale. Asta înseamnă că există, e ca o scenă, sunt niște linii de fugă care fug spre infinit. Uneori infinitul este aproape, atunci când ne simțim dați afară din tablou. Iar alteori infinitul acesta, punctul de fugă este foarte, foarte departe. Tablourile din această seară, de pe aceste simeze, tablourile lui Mihai Nechita Burculeț, sunt niște tablouri cu un punct de fugă extrem de îndepărtat. Atât de îndepărtat încât aveți timp să adăstați, să stați în fața tablourilor. Știți? Există o vorbă în Noul Testament care spune odihniți-vă puțin. E o vorbă stranie. Ce să caute într-o carte de teologie această vorbă? Odihniți-vă puțin. Dar Iisus Hristos le spune apostolilor când se întorc odihniți-vă puțin. Sigur, nu-mi permis să repet. Dar vă invit în secret să vă odihniți puțin în fața tablourilor
tablourilor lui Mihai Nechita Burculeț și să urmați acel drum. Să găsiți acel orizont atât de îndepărtat. V-am spus, pictura este nimic altceva decât un fel de context perspectival. Și asta înseamnă foarte multe ecrane de subiecte și ecrane de culoare și ecrane de desen. Ei bine, treceți așa, pășind prin aceste ecrane și îndepărtați-vă și aveți o clipă, un privilegiu și o șansă să părăsiți în mod imaginar această lume. Tablourile în această seară sunt invitații să părăsiți pentru o clipă, în mod ipotetic, această lume care uneori nu este chiar ceea ce visăm. Are arta această calitate să ne dea șansa să evadăm. Este o evadare care este permisă. Puține evadări ne sunt permise. Nu putem evada de la serviciu, nu putem evada din alte locuri. Ei bine, în această seară suntem aici să putem și să evadăm. Există o rețetă secretă pe care o are pictorul nostru pentru albastru. Un albastru care este spre sidefiu, spre topaz, spre smarald. Ei bine, acest albastru secret este al amestecului dintre apă și cer. Acest amestec aproape lichid dintre albastru și cer este ceea ce ne oferă pictorul în această seară și mereu. Pentru că lucrările lui Mihai Nechita Burculeț sunt în multe muzee din țară și din județul nostru, din județul Bacău. Această rețetă secretă pentru albastru este posibilitatea noastră de a gusta aproape fizic pictura. Știți, a spus cineva odată, mai bine ca mine, că frumusețea este o senzație fizică. Uneori, când mă aflu în fața tablourilor lui Mihai Nechita Burculeț, această propoziție care a fost rostită de un orb, de un bibliotecar orb din Buenos Aires, pe care îl cheamă Borges, el a spus că frumusețea este o senzație fizică. Ei bine, în fața tablourilor lui Mihai Nechita Burculeț, această propoziție, această sentință, care este cumva incompletă, capătă completitudine. Pentru că există câteva detalii și dintre acestea, acest albastru, cu un pic de verde și cu un pic de galben și cu un pic de roșu poate, acest albastru te invită și te invită să simți lumea, culoarea, frumosul, nu numai cu ochii, ci cu toate celelalte organe de simț pe care le avem, care se transformă așa într-un fel de receptori ai faptului artistic. Acum, dacă mă întrebați ce este un fapt artistic, ar trebui să deschidem dicționar și să folosim, să dăm cele 300 și ceva de... Dar nu avem timp. Vă spun totuși că un fapt artistic, după părerea mea, este un dar. Și suntem în această seară să primim darul pe care îmi le oferă cu multă mărinimie pictorul. Pictorul de la Târgu Ocna, pictorul acesta al Văii Trotușului și nu numai. Pictorul unor oameni care au știut să se bucure de mult și pictorul nostru să recupereze bucuria lor. Nu numai, această expoziție nu este numai in Arcadia, et in Arcadia ego. Veți mai găsi ceva straniu. Veți găsi un leitmotiv în multe dintre tablouri. Veți găsi ceva rotund cu care ne hrănim. Și care se numește simplu, mămăliga. Și acest leitmotiv, cumva, ne trimite spre fundamentele noastre secrete. Știți, mă gândesc un pic cum acum vreo 200 și ceva de ani, strămoșii noștri au făcut un fel de artificiu financiar și au schimbat grâul pe porumb. Vi se pare absolut inutilă aserțiunea mea, dar vreau să vă spun că strămoșii noștri au simțit că la Constantinopol, la Istanbul, grâul este mai iubit decât porumbul și putem să fim noi înșine, cultivând mai mult porumb decât grâu. Și în felul ăsta am reușit să ne îmbogățim puțin și să ne trimitem copiii să facă școală la Paris, la Londra, pe acest fundament de porumb, pe care l-am și transformat în mămăligă și pe care l-am mâncat.
Să știți, pictorul nostru este un mare patriot și vă invit să asociați acest semn, această pâine de porumb, spartă în patru, ruptă în patru, cu felul nostru cel mai intim și cu felul nostru cel mai intim de a ne iubi țara, de a ne iubi prietenii și de a iubi această lume. Pentru că țara lui Mihai Nichita Burcrescu nu este o țară abstractă. Țara lui Mihai Nichita Burcrescu este o țară foarte, foarte concretă, din care faceți parte și dumneavoastră și din care fac parte și eu. Așa că luați în mod imaginar puțin din această mămăligă, care e uneori caldă, care e mereu proaspătă, și înmuiați-o în locul acel mai adânc din sufletul vostru și simțiți toate secretele rațiuni și secretele sentimente pe care pictorul vi le oferă cu mărinimie în această seară. Felicitări, Mihai Nichita Burcrescu, și mulțumesc mult pentru invitația pe care mi-ați făcut-o să fiu cu dumneavoastră în această seară. Iulian, la prezentant în fața dumneavoastră, e greu să vorbesc. Eu îl iubesc foarte mult și chiar mă las puțin pradă discursului lui, pentru că surprinde foarte bine în toate expozițiile ceea ce trebuie, esența creației. Eu am să mă revolac mai practic, pentru că de factură sunt pictor și pictorul își vede de, cum spuneam Iulian, mămăliga lui acolo să picteze. Știm un lucru, că orice pictor este ca om ceea ce reprezintă pe tablou. Dacă ești un om neînțeles, ești buciumat, tot buciumul ăsta se va vedea în lucrări, în diferitele încercări de tehnică. Mihai este un timp mai așezat, îl cunosc de mult, de foarte mult timp, și nu vrea să facă filozofia prin fel de fel de tehnici, decât filozofia prin acest joc de elemente pe care le prezintă în tablou. Spunea Dietan Arcadia Iergu. Această temă foarte mult dezbătută, făcută de mulți creatori. Asta e simplă. O bornă și ce are acolo? Am fost și eu în Arcadia. Să fiu și eu acolo. Deci dacă vă uitați la tablouri, o să vedeți că toate tablourile au niște elemente specifice. Și tu, ca privitor, trebuie să le alegi, să-ți faci, să înțelegi ideea pe care o transmite mea. Fiecare lucrare are o idee. Deci are un conținut, un mesaj. Acest mesaj trebuie să înțeleg, să fie înțeles. Nici n-ar fi frumos să ne spun el acolo titlul și poezia. Titlul simplu, să fiecare să lese, să gândească ce vrea, libertatea de a gândi. Dacă cinci oameni ar privi și i-aș ruga să-mi spună ce a înțeles, cinci oameni vor spune diferit aceeași idee. Asta înseamnă că e foarte bine. Pentru că nu este bine ca un om pictează ceva și asta a făcut ca la fotografia respectivă. Nu. Tablou trebuie să transmită mesaje, ca un copac care ne dă fel de fel de rămurele, floricele, bune, rele. Fiecare înțelege după starea lui, priceperea lui, pregătirea lui. Ăsta este cel care privește. Artistul prezintă ce poate, asta e ființa lui, asta vă pot oferi, bun, rău. Voi analizați, voi vă ofer, voi serviți. Mihai, mă bucur că e constant. Deci stilul lui este același și nu vrea să încețe extravaganții de genul acesta. Mai mult, nu a intrat în propria lui manieră. Știți că mulți pictori îl copii pe ăla, pictează maniera lui ăla, maniera lui ăla. Băi, dar stai așa, el trebuie să fie prin tablou că îl văd acum,
oricând. Și 1000 de tablouri, dacă vei vedea, nu trebuie să știu, ăsta e Burculeț. Asta înseamnă identitatea lui de artistică. Și atunci când ai identitatea ta, pecetea ta artistică, mesajele tale ți le spui prin tine. Deci, cum știi tu să le pui? Altcineva vede cu totul, dar la Mihai totdeauna e jocul acesta al elementelor. Știți ceva? Amintiți-vă când bătăliile, luptele dintre oameni, țări, triburi, fiecare venea la rege sau la împărat cu niște obiecte de cadar. Și tu trebuia să citești ce a spus, ce o transmis. Amintesc că broasca, nu știu ce, așa mai departe. Așa și jocul acesta. Vă oferă. Nu vă spune, nu vă dezleagă, nu, ghicitoarea. Nici măcar nu întoarce ca să o citești așa. Te lasă pe tine să cugeți, că așa e și bine. Așa trebuie să înveți. Cum e bine atunci când ai bani, să-i dai copilului tăi bani sau să-l înveți să câștige bani. Și aici să te lezi, să gândești la ideea pe care el te-a provocat. Ești un provocator. Deci lansează ideea și tu trebuie să gândești. Dacă privești tablourile lui și mergi așa trecând ușor, înseamnă că nu are mesajul respectiv, să te determine, să te duci și vrea să spună. Și tu înțelegi ce vrei să spui. Asta e arta, nu-ți va spune niciodată adevărul. Este un adevăr pe care e al tău, cum este adevărul lui. Orice pictor știe adevărul, cel care tot încearcă fel de fel de variante, ăsta este un om care, cum se spune, încearcă să ajungă undeva sus acolo. Mihai nu are tendința asta, el e modest, poate prea modest, om cumpătat și soția lui are un merit deosebit că îl sprijine și asta mă bucură foarte mult pentru că vigoarea lui Mihai se transmite și de la soție și poate și în lucrările acestea, nu știu ce să spun. De fapt, artistul, fiecare artist are o mică taină lui, în interior. El știe ce a făcut, cum a făcut. E important să dea oamenii și Mihai oferă aceste jocuri, aceste taine ale sufletului. Mihai, ce să spun? Mă bucur de fiecare dată, lucrări pe care eu nu le-am văzut aici, și până acum, cred că noi, nu știu când lucrează, are, mă rog, nu știu deloc. Toată ziua. Asta e viața lui. Asta e viața unui artist. Un artist trebuie să fie altruist, să dea. Ce primește? Poate felicitări, aplauze și mai departe. Eu îl felicit. Mă bucur că sunteți cu toți aici. Și să știți că merită omagiat omul acesta totdeauna pentru că ceea ce face, face pentru oameni, pentru zona Bacău, județul Bacău, Târgu Ocna, acum și prin alte localități, unde s-a mai dus, și să-i apreciem munca, trădania și arta lui. Mihai, să trăiești! Colegul meu de acum, de acum 60 de ani aproape. Ce nu zici, hai să zici. Aurel Stanciu stă pe hatul de la Bucovina, dincolo, de Ucraina, de Moldova, dincolo. E malul Prutului, exact. Malul Prutului și se uitau dincolo, dincolo de gârla, așa, vorbeau de acolo Ilie, Ilie era un prieten, așa, frați români! Da, băi români, de acolo strigau, taci, încet că erau grăcerușii pe acolo, stai cu mine, ăștia nu mai. Da, vorbeam de, în general, de pictura mea de asta, nu prea, deja se vorbește de pictura asta a mea și pictura și
poezia de acolo, vorbim de la Corintica, din capitelul Corintic de acolo, tot stau de sub Corinticul de acolo, Doric, Iconic și Corintic, da? Uităm că au fost 3000 de ani de acolo, mai mult de acolo. Da. Vreau să vă spun că eu sunt din zona aceasta, din Iașului, unde au fost Tonița, Baba, mai încoace, Craiu și de aici sunt tot din zona aceasta. Și seamănă cumva din pictura mea, da, de la Tonița, Ștefan Dumitrescu și de acolo, tot înainte. Dar nu numai, am și prieteni la București, sunt colegi de acolo. Dar pictura mea e așa cam cum se vede, o pictură clasică. Clasică, adică are foarte mult realism din ea și puțin suprarealism. Cam asta ar fi de acolo. Dar am să o rog pe doamna să vorbească de ceva despre ecran. Deja au început să vorbesc prea multe. Ce m-ați ales nouă de mine? Mulțumesc! Mulțumim tare mult, în special pentru toți care sunteți în această seară aici. Mulțumesc domnilor care m-au invitat. Povestea mea începe de la domnul primar Câdă, când m-a invitat la o astfel de expoziție la Măgirești. Și vă mulțumesc tare mult. Eram foarte ocupată, țin minte, în acea zi, dar cum ai mei știu de acasă, ajung în ultimul moment, mă schimb și vin și vă mulțumesc tare mult că ați insistat atunci de am venit, pentru că mi-am dorit în acel moment să avem și noi în Comănești o astfel de expoziție. Pe mine m-a fascinat. Soțul meu este arhitect și a rămas uimit de aceste tablouri. Exprimă, așa cum spuneau și domnul critic de artă, care când vorbești după o asemenea persoană, nu-ți mai găsești cuvintele. Eu nu mi-am pregătit un speech în această seară. Am venit doar din nou să văd aceste frumuseți. Vreau să vă spun că mi-am cumpărat și un tablou atunci și l admir de fiecare dată. Expoziția este cu vânzare, dacă nu știați. De multe ori zic, ne uităm pe internet și găsim tot felul de chiciuri la 300-400 de euro și le cumpărăm și le aruncăm undeva într-un garaj că nu ne mai plac. Dar o astfel de lucrare este extraordinară și cu siguranță din atelierul domnului, pentru că am fost și am săpat după acea invitație și am fost acasă la familia Burculeț și am văzut atâta pasiune. Iar în acel atelier vreau să vă spun că domnul face și ramele, care sunt foarte valoroase. Ele au o anumită, să zicem așa, o anumită formă și sunt dintr-un material foarte, foarte scump, nu? Din câte nu am termeni artistici, dar vreau să vă spun că am văzut cum se fac aceste tablouri, cunosc materialele și, într-adevăr, au o valoare, pot să spun, inestimabilă. Eu vă mulțumesc tare mult pentru această seară, pentru că ați fost de acord să veniți la Comănești, pentru că noi v-am invitat pe dumneavoastră în final și publicului care a fost astăzi aici, și în special domnului primar care au venit din zonă. Domnul primar Viorel Miron, știu că avea o urgență foarte mare în dimineața aceasta când am vorbit la telefon și își cere scuze că nu poate să fie în această seară aici. Mulțumesc încă o dată! Dacă cineva poate să spune câte ceva, dar nu neapărat. Eu vreau să vă întreb ceva, domnule. Fost colegi.
Și ați vrut să spuneți prin acel tablou cu doi copaci, pentru că nu am văzut din prima. Pentru că nu e mesajul de atât de evident. Păi, în primul rând, mă întreb eu, ca să înțeleg dumneavoastră, ca așa vă poate spune. Era disonant. Singurul care mi-a adus atenția că n-am înțeles mesajul. Dacă mi-am putut să-l ajung pe domnul Mihai, v-aș spune așa că există un răspuns clasic la această întrebare. Și acest răspuns clasic a fost dat de un pictor care se numește Giorgio Di Chirico, un pictor metafizic. Și el a fost și el întrebat ca și pictorul nostru, ce ați vrut să spuneți acolo? Și pictorul a spus cam așa, dacă aș fi putut totuși să spun în cuvinte, sigur n-aș fi pictat lucrul ăsta. Dar asta nu înseamnă aproape nimic. Asta nu înseamnă aproape nimic. Vedeți, aveți o cheie care uneori e greșită, cheia pusă de pictor alături, cheia care este titlul. Am înțeles că acolo este o confuzie, nu? S-a strecurat iată o cheie greșită. Vedeți cât de important este o cheie așezată, care poate să fie greșită sau nu. Pentru că, până la urmă, orice cheie, cumva sau cumva va descuia tabloul. Și dacă nu se potrivește cea de lângă... Căutăm alta. Și o găsim mereu noi. O găsim mereu noi pentru că venim aici și cu sufletul și cu mintea, cu amândouă deschise, ca să plecăm mai bogați. Așa că luați acel copac, luați acei doi copaci. Cât de frumoși pot fi doi copaci, nu? Acești doi copaci ne trimit în istorie înapoi. Și este un mit care înconjoară lumea. Mitul celor doi copaci, care pot fi eu cu pictorul, care putem fi noi toți, care suntem prieteni și care vrem niciodată să nu ne despărțim. Și multe, multe alte povești înconjoară acești doi copaci. Multe povești ale dumneavoastră. Vreau să vă mai spun, dacă ați legat, v-ați legat de copaci. O legendă, Marea Mureșeană, cu cei doi copaci. Dacă doi tineri care se iubesc și unul moare, cel care trăiește este obligat să planteze la mormântul cel care a decedat doi pomi. Dragostea lor va rămâne în... Și buchetul acestor flori, brâncuși, degeaba spun, uitați-vă mai bine, a fost perioada comunistă, că poarta sărutului, nicio chestiune. Brâncuși știa povestea aceasta. Deci dacă vă uitați la stâlp, o să vedeți ochiul respectiv. Și aici, și aici, și aici. Deci plus doi, e pomul respectiv și poarta sărutului, prin sărut, care are un specific deja etern, cu tot o altă nuanță. Așa și cu copacii, v-am răspuns la cei doi copaci. Când am fost la Dresda, acum 150 de ani, eram foarte grăbiți și treceam prin galeriile de artă la galop. Așa. Eu, mai puțin pricepută, stăteam și citeam și eu etichetele. Și știu că Mihai mi-a zis atunci, nu mai citi etichetele, uită-te și bucură-te. Așa. Dar îți promit că am spus că sunt doi copaci. Și cum a spus Aurel mai înainte, cel care privește are posibilitatea să creeze. Se uită la o lucrare și aduce din bogăția sufletului lui. Și tu poți să te uiți și să,
să întrevezi aia lui Copac. Da, acolo nu-i niciunul, să știți. Mihai, că e Popaș, o să-i mendreu. Da, cred că există o maestră de ceremonii care ne poate... Este doamna care se ascunde aici. Da, o maestră de ceremonii, doamna care se ascunde. Expoziția prezentă va putea fi admirată până pe 1 noiembrie, domnul Nichita. Noi vă mulțumim pentru participare. Vă mai așteptăm. Data viitoare, după 1 aprilie, urmează... Partea a doua. Vă mulțumim tuturor pentru participare.